Bine v-am găsit, stimați telespectatori, subiectul numărul unu al fătuțelor și guguștiucelor din presa noastră, așa zis, independentă, este întâlnirea istorică dintre Biden și Putin. Vedeți, dumneavoastră, cuvântul istoric la fătuțe și la guguștiuci este, nu știu, ca și cuvântul haleală. Mereu le vine pe buze. Istorică este întâlnirea dintre Ludovic Orban și Câțu. Și e tot istorică. Nu mai spun că este istorică întâlnirea dintre Klaus Iohannis și, nu știu, președinta Estoniei, nu știu pe unde e. Bun. Nu, dar toată lumea a dat imagini cu ăla, cu ăla, a dat amănunte, cum a strigat o tante de la Cuconiță, de la Bloomberg, alo, dar Navalny, cum se spune, adică nu trebuia să strige, e o proastă. Puteți să-l întrebi, l-aș întreba, adică Vladimir Putin era un fel de Klaus Iohannis și a strigat de Navalny și el n-a putut să răspundă și Biden a zâmbit. Să știți că fătuțe și guguștuici sunt în toată presa occidentală. Sunt la fel de superficiali, sunt câteva vedete, oameni tari. În rest, sunt jurnaliști. Când spui jurnalist, spui un tip mâncător de semințe. Eu nu sunt jurnalist. Ce rămâne după un jurnalist? Spuneți-mi și mie, rapid, spuneți-mi un jurnalist interbelic. Ah, cine? Șeicaru? Păi îl ține minte că era proprietar de trust. Stelean Popescu nu știe nici dracu. Restul, nu mă refer la publiciștii care erau scriitori. Arghezi, Camil Petrescu, Vinea, toți au fost și publicistică. Ziarist, unul, uite, unul de la Curentul. Gen, nu știu, deci unul, eu nu știu din presa română, un nume. Mă rog, în afară de câteva vedete, dar nume care lucrează pe nedrept. Lucrează acolo, ai mai nou lucrează de acasă, stă în pat, stă la bucătărie acolo și în timp ce mănâncă, transmite el o știre copiii. Deci n-am niciun credință. De aia nu o să dau, uite, nu vă dau imagini, le-a dat toată lumea. S-au strâns, cu, de ce? Cea mai tare știre ca dovadă cât de imbecilă e presa română este următoarea. Am văzut-o, am citit-o pe un site. Eu mă citesc ca să mă amuz și zice așa, Biden l-a lăsat singur pe Putin în fața conferinței, să țină conferință de presă. Adică, vedeți dumneavoastră, fătuțele și guguștucile din România, care sunt angajate la televiziuni sau angajate pe principiu sau la ziare, să știe mama din drumul taberei că eu lucrez la în presă, da? Pentru ei, la un moment dat, acolo, la întâlnirile internaționale, e ca la ei în redacție. Adică a venit șeful și a zis, dragă, nu vrei să vii cu mine? Și șefa și aia fătuca a zis, nu, nu, că tocmai îmi puneam ciorapii. Așa zic, nu, așa s-au înțeles. Probabil că au vrut să evite, încet, întrebările încrucișate, adică genul ăia de la Bloomberg care i-a strigat, alo, parcă era Corina Crețu, Corina Crețu a devenit vedetă când tot așa i-a strigat, nu știu, Clinton, alo, i-a strigat ceva că noi când intrăm în NATO, noi, mă rog, el a zis, nu știu, la anul, mă rog, așa, aici Putin n-a răspuns, n-a auzit omul, n-a, ca dovadă când a fost întrebat, a răspuns. Hai să vă spun în legătură cu aceasta. Am văzut, a intervenit la Antena 3 însuși secretarul general adjunct Mircea Joană. Tu de Mircea Joană? Ăla care a pierdut alegerile când ți-o păia el, le mulțumesc și lui tata, și lui mama, și lui bunica, nu-i așa? Ia să că el l-a rugat pe... ce dracu, mă? L-a rugat pe Bogdan Iacob, mi-a amintit că în timpul campaniei când Țopăilă a pierdut alegerile, adică secretarul general adjunct NATO, așa, presa noastră, asta care îl pupă acum în fund pe Joana, secretar general adjunct la NATO, el a spus o perlă care e tipică de Mircea Joană, de creierul lui mic, anume că
faptul că Biden a lansat invitația și Putin a acceptat-o arată că America a fost pe o poziție de forță. Bă, dacă tot de la NATO, dacă secretarul general adjunct e atât de nerod, ca să nu spun altfel, atât de lipsit de orice inteligență. Nu! Chiar faptul că Biden, președintele Americii, a avut o întâlnire cu președintele Rusiei, care s-a transformat într-un eveniment istoric, arată vorba lui Gasparov. Deci ăla este că toți ăștia și achiși să cire cu Uniunea Sovietică, că a făcut și el un partiduleț să câștige. Mă rog. Și nu că dictator brutal, ăsta arată că America considera Biden că ăsta e egalul lui. Că nu văd de ce s-ar fi întâlnit cu Merkel sau cu președintele chinez, mai greu. Deci, din punctul acesta de vedere, a fost un moment în care America a arătat că Rusia este egală. Că altfel nu mă întâlneam, adică nu că nu mă întâlneam, nu știu, se venea și se întâlnea cu Putin, ministrul lor de externe, ăla, șeful departamentului de asta, sau, nu știu, consilierul pe securitate, sau vicepreședinte. Aia, tanti, Harris, Maris, cum îi zice lui aia. Se întâlni. Deci asta este cea mai bună dovadă că America îl consideră Rusia. Păi eu în locul lui, dacă aș fi rus, aș fi mândru. Bă, mă consideră, bă, cum? Adică nu mai e Uniunea Sovietică. Am înțeles că era Uniunea Sovietică, da. Nu mai e Rusia, da. După părerea mea, o putere provincială. Nu vreți să mă credeți. Încă o dată, Rusia este o putere militară formidabilă, dar economicist este cu 200 de puncte în jos față de China. Adevărata superputere a lumii, acum, de care America se teme, de i-au căzut chiloții, este China. Care, mă rog, în timp ce Rusia era, cum ăla, erau cucerite, zic că Rusia asta 200 de ani, sunt mongoli. Triburile alea rusești, și se și spune că, de fapt, moștenirea mongolă este toată această opțiune pentru lider puternic, autoritar, pentru țar, pentru secretar general al partidului. Ei, zic ei, dar multe lucruri sunt din... China a fost și ea, nu știu, la un moment dat, nu, că n-a fost, ea n-a fost cucerită niciodată, pentru că Kublai Khan s-a chinezărit. Toți cei care s-au dus să cucerească China, mă rog, poate că au ajuns, totuși, mongolii n-au cucerit, au cucerit China, dar au devenit împărații ai Chinei. Nu, eu nu că bă, nu ridic pe nimeni, eu spun la ora actuală. Sunt două superputeri. Una, America, care are o târie și China care crește. Nu știu, cum spunea, parcă alea, pe refit, nu mai țin minte, da? Când cita pe Napoleon. Când China se va trezi, pământul se va cutremura. Scrie asta acum vreo 20 de ani. Și mă te întâlni cu Rusia când, da, dacă s-ar întâlni cu președintele chinez, da, am zice că într-adevăr un eveniment istoric. Bun. Nenea ăsta de la NATO, secretar general adjunct, când era el cu țopăiala, uitați, miercuri 11 noiembrie 2009, Joana s-a întâlnit informal în aprilie la Moscova cu un consilier al lui Medvedev Hodnul. Și a fost o întreagă campanie cum Mircea Joană a făcut o vizită privată la Moscova pe 27 aprilie 2009, da, și a fost un întreg scandal cum e ăsta omul rușilor. Păi, bă, cum adică, mă, când atunci era omul rușilor și acum e omul NATO? Bun, să ne întoarcem. Statele Unite ale Americii au o mare problemă, o mare, uriașă problemă, care este China, care, cum spunea Macron, este un uriaș economic, tehnologic, oameni, 1 miliard, cât 500 de milioane, cu un regim ciudat în care, de fapt, teoretic e comunist, dar în rest este o dictatură de dezvoltare cu forță uriașă de dezvoltare. O, un uriaș care la început a fost considerat de occidentali americani așa un fel de uriaș prost cu așa din ăla, un malac. Și în consecință au trimis către China să facă chinezii.
mă, calculatoare, că ei bani sunt așa. Încetul cu încetul, pentru că chinezii, caracteristica chinezească este faptul că ei nu se dau mari. Nu au. Deci, mă, se iau 6G deja. În materie de tehnologie, de artificială, de ăla sunt... Și când zic China, nu mă refer la China de acum. La China. China. Care, în timp ce europenii umblau prin copaci, deci gândiți-vă încă o dată, chiar și la când se duce la Kubilai Han, Kubilai Han era împăratul Chinei, omul numit Marco Polo de la Veneția, ei îl considerau un tâmpit, un barbar, că mânca cu mâna. Și când îi se dă înghețată, nu știe ce să facă, mânca cu mâna și în toate filmul se zice că Marco Polo, când vede cărbune care arde, zice, cum arde cărbune, când vede bani, China, pe vremea lui Marco Polo, avea deja bani de hârtie, pentru că, repet, Kubilai Han a fost, de fapt, împăratul Chinei, și în timpul, în Europa, de-abia în timpul Revoluției franceze, mai înainte, s-a introdus banul. Eu nu spun, eu spun că e un popor care trebuie luat în considerare. Și că adevărata vizită, întâlnirile istorică, a fost între Biden și președintele chinez. Între Biden și președintele rus nu e deloc o întâlnire istorică, pentru că prin asta nenea Moș Biden recunoaște că Putin este partener egalul lui, chiar și transformarea, vizită istorică, conferință de presă. Da, de ce a făcut asta? Dintr-un simplu motiv. La ora actuală, dacă Rusia se lipește de China, de imperiul ăla, monstru ăla, tehnologic, economic și militar, o putere nucleară, și China e putere nucleară, o putere ca Rusia s-a terminat. Pentru că America nu s-a terminat în sensul că începe un război nuclear și pierde America, ci în sensul că America are în diferite zone ale lumii de rezolvat niște probleme, da? Afganistanul l-a eliberat, da? Fără sprijinul, cum e și în Homeland, chinezilor sau rușilor care trebuie să-i ajute, acolo e un dezastru. Poate să ce, se duc din nou. Nu, am dat un exemplu. Deci e vorba de recunoașterea Rusiei ca partener egal, pentru că au de rezolvat diferite probleme. Rusia e înfiptă în Orientul Apropiat, iar China în Africa. Ba Rusia chiar e înfiptă și în America Latină, vezi, Venezuela. Cred că și Cuba au relații, da. Din punctul acesta de vedere că și n-a fost nicio poziție, deci Biden a fost, pentru că în cazul, la un moment dat Biden spune în discursul lui, să fiți atent, domnule, ce bine era când, cam așa ceva, când era un președinte democrat, Yeltsin a fost un criminal în frunte cu Gorbaciov. Deci, acum, studiind eu Castro, că tot sunt cu Castro, acum, de fiată, când citești ceva, vă bat la cap cu ce citești. Castro, încă din 86, Castro nu i-a zis direct că el era, nu era ca Ceaușescu. Mi-a dat să fie. În diferite cuvântări, spunea, bine mă, foarte frumos că Uniunea Sovietică vrea pace, frumos, zice, da, America vrea. Și avea dreptate, adică și i-a spus și când a fost întâlnirea din aprilie de la Havana, păi vezi că o iei în bot, iar Malta, la Malta, toată lumea o compară întâlnirea asta cu Malta, nu e adevărat, la Malta a fost o întâlnire în care căcăciosul, iertat în fie expresia, că dai românească, de Gorbaciov a venit în genunchi și a acceptat tot ce a făcut americanii, pentru că ei erau, nu se mai ocupa nimeni de Rusia. După asta s-a destrămat Uniunea Sovietică și a venit bețivul de Yeltsin. Eu când am fost la Moscova, mi-au spus, mi-au arătat unii de pe acolo gările, față gălor, unde ăia academicienii ruși cerșeau. Că ăla n-a înțeles nimic. Și noroc că, ca orice mare națiune, nu ca noi, noi dacă am fi mare națiune, nu-l alegeam președinte pe Klaus Johannes. Nu știu, alegeam un președinte care acum ne făcea pe noi una din națiunii care juca un rol în lume.
națiunile astea, cum e Turcia, cum e China, cum e Rusia, chiar Germania, chiar Franța, la un moment dat se treze și s-au trezit forțele ele naționale. Acolo sunt. Ce înseamnă forțe naționale ca să bate o câmpie? Eu mereu m-am întrebat, bă, în țara asta de slugi, de babuini, de carași, mă, nu există. Deci, în timpul, mereu, eu nu o să uit acest lucru din istorie. Deci, vin rușii, da? Gheorghiu Dej era omul opus de ruși, da? Bodnăraș, care era unul din anturajul lui Gheorghiu Dej, era spion, trecuseră de la român la ruși. Deci el venise acolo, fusese agent rus. Bun. Și acești oameni, care erau 2-3 acolo, 4-5 așa, s-au adunat la un moment dat și a zis, bă, cum mă seama să scăpăm noi de porcii ăștia? Păi, deci noi o țară, cum să zic, cine călăresc ăștia, da? Și au pus la cale plecarea trupelor sovietice, care, cum a plecat ultimul, nu știu, cred că în 57, ultimul când a plecat și ca ei noștri cântau la armonică, imediat a desființat Gheorghiu Dej. Deci, întotdeauna, în istoria acestei țări, cu excepția vremurilor lui Iohannis, s-au adunat 4-5. Cum ar fi acum președintele, cu Helbi, cu Vlase, cu Cățumâțu, cu șeful opoziției, oameni, bă, se întâlnesc că bă, fără microfon, bă, ce dacă o facem cu România asta? Hai, mă, să facem și noi ceva, că prea ne, tot, și Uniunea Europeană, și America, și fac mișto de noi, și bulgari, să facem ceva. Nu fac. Pentru că lor le convine, pentru că, dacă vă uitați, știrea, Klaus Iohannis, toate fătucile erau paralizate de emoții. Klaus Iohannis s-a întâlnit de două ori cu Biden. Pus, dacă se întâlnea, se întâlnea. Care-i poi? Klaus Iohannis l-a invitat pe Biden în România. Și Biden a zis, da. Și dacă a zis, da, ce mai oameni buni? Ce, dacă Biden a vizitat, vizitează Franța, francezii cad în fund că vizitează? Nu. Bine, un partener străin. De ce vizita padișahului, a regelui, a țarului, a ce vreți, a secretarului general, întotdeauna vizita uneia de la înalta poartă trebuie să fie la noi emoție națională. Era nu, nimic, îl aplaudăm, dar nu. Păi, toată presa de guguștiu și văd ce trepidează. A zis Biden că vine. Bă, nu cred că vine, că nu mai călătorește el în Europa. Zice, și acum e bătrân, e să vii, a zis că a zis, mă duc în Europa și le rezolv pe toate. Mă întâlnesc cu Putin. Deci, cel mai bun. Și America la un moment dat, adică, bun, și eu mereu vă spun, nu vă uitați la Chiful, la natoiști, sau la Radu Tudor, sau la Joană, sau la Urescu. Eu spun ca un om care a văzut confruntări între imperii, în care fost Imperiul Mongol, Imperiul Chinez, Imperiul Selgiucic și Bizantin și imperii. Și Imperiul Austro-Ungar, care n-a mai fost, și Imperiul Țarist, care n-a mai fost. Imperii, da? Ei, în aceste condiții de imperii, problema este că în timp ce la Malta Gorbaciov a venit în genunchi, lăsa n-a venit în genunchi. Bun, hai să zicem, au pe ăștia acum. Cum? Noi să ne batem cu rușii. Bateți-vă, mă, cu rușii. Cum? Da, bun. Deci bateți-vă cu rușii. Bun. Ce poți să-i faci? Singurul lucru pe care poți să-l faci la ruși este să-i destinzi. Toate aceste prostii cu Navalny, cu ăla, nu fac altceva decât să-l întărească pe Putin. E o chestie simplă. Dacă vreo unul din această lume occidentală ar înțelege cât de cât pe ruși, da, pe ruși, ruși autentici, și vă dați seama că dacă acolo, dacă Rusia ar fi îmbrățișată tot timpul, dacă ar veni occidentale, dacă ar veni nemții și dacă ar spune, l-a lăsat dracului pe Navalny, da? Dacă n-ar mai fi scutul antirachetă de la Deveselu, care este o hârbă, o prostie. Ce să facă, mă, scutul?
Și când trimite rachete, o să sară din scut, sare Iohannis din scut și cu câțu, mâțu și oprește racheta. Nu. Deci, dacă ei n-ar fi înconjurat, dacă n-ar fi sprijinit această țară dementă numită Ucraina, care nu există, dacă n-ar fi sprijinit pe bucătăresele din Belarus, da? La rușilor, dacă vrei să scapi de Putin la ruși, adică să democratizezi, trebuie să-i destinzi. Dacă tu vii și îl înconjori și mai trimiți nave și mai lași și mai pui pe români pe că hau-hau și aduci scutul. Și atunci asigur că la conștiința rusească, care, repet, nu o să uite niciodată, eu sunt doctor în campania din Est, sunt doctor... Am citit toată literatura lor, am citit și corespondența străină despre 41. Rușii și nepoții și strănepoții lui ăștia și indiferent cine va veni și Navalny dacă vine la Kremlin, nu uită acest moment care este iunie 41. Nu o să uite niciodată, nu există în istoria omenirii un moment de asta, pentru că, repet, în noaptea din 20-21 sau cât a fost, era balul absolvenților. Păi era balul, dar elevii de liceu, terminați. Și de acolo s-au dus pe front. Am tot povestit-o mereu, era o carte proastă, nu știu, despre un elev care era într-o tabără așa, și era undeva într-o pădure. Și era iunie și auzeau avioane. Nu știau, n-aveau radio, n-a venit. Și s-au trezit în război. Ei erau convinși până atunci că armata roșie ajunge la Berlin. Cădeau pe rând. Aia. Se apropiau de Moscova. Nu le venea să creadă. Cum se apropie de Moscova? Pentru că fuseseră educați că armata roșie era de tot. Și atunci ei nu vor uita niciodată că cu un decen, cât au fost 50 de ani sau în urmă, sau mai mult de 50 de ani, o armată a ajuns la Moscova, lângă Moscova. Mai dacă vă duceți la Moscova și veniți la aeroport, veți vedea acolo însemnat cu un monument unde au ajuns. Erau aproape de Moscova. Sigur, i-a salvat iarna și, mă rog, spiritul rusesc. Nu există așa ceva. Deci oamenii care au plecat direct pe front, că după asta suferințele lor, care au făcut tancuri, care în Siberia, în ăla, da, bun. Ei, acești oameni care nu uită, cu cât îi înconjori, cu cât faci scut, cu cât faci și alianța idiotă Polonia cu Estonia, cu ăștia, cu România, cu cât vorbești de Navalny, cu cât zbier la ei, cu atâta Putin zice, bă, ăștia nebelesc. Și atunci se strâng în jurul lui. Și o să mai domnească până când, nu știu, 100 de ani cât o apucat. Și atunci, ce să facă Biden? Deci că singura soluție pentru a rezolva problema Rusiei e un război nuclear. Un război care... iar în genunchea pe ruși sau rușii pe americani și atunci sărilor. Ne putem fi în război nuclear pentru că ne ducem cu toții dracului mai rău decât în pandemie, atunci trebuie să discut. Și am avut prima mare concesie care s-a numit țările din Est. Ăsta, Iohannis, aminți când a zis. Deci el acolo, polonezii, au zis așa, ca înainte de a se întâlni cu Putin, să se întâlnească cu Biden, cu țările din Est. Și nu s-a întâlnit. De ce? Că Polonia îl la cap să fie anti-rus. El n-avea de gând să se ducă cu această chestiune. Da? Ucraina, all dement. Cum e țară? Poți fi o țară care alege pe unul? Bă, dumneavoastră nu înțelegeți. Toată stima pentru, poate că au și inteligențe, au Chievul, da? Uite, ar trebui să mă duc oată. Bă, dar o țară care în anul 2019-2020 aleg președinte pe unul care făcea un serial imbecil despre cum este el președinte. Deci încă o dată, este, gândiți-vă că la noi ar fi un serial în care un actor, nu știu, uite,
Ion Caramitru. Ar fi, ar deveni sultanul turc, Imperiului Otoman. Și noi atunci să-l alegem sultan pentru că l-am văzut în serial, bă, oamenii nu pot să disocieze între un serial. Ăla avea un serial de 2 lei în care spunea el ca personaj ce va face când va ajunge președinte. Băi, orice om normal, zice, bă, dă, una ești tu ca actor, una ești ca președinte, l-au ales. Păi și cum să cereți, bă, de la ăștia? Și atunci a zis, no, aș vrea ca Biden să întâlnească cu mine. S-a întâlnit. Pentru că nimeni nu vrea, oameni, deci încă o dată, vă rog frumos, ascultați-mă, din istorie, nimeni nu vrea să moară pentru Ucraina. N-ar fi, deci gândiți-vă, nimeni n-a vrut să moară pentru Cehoslovacia. A început al doilea război mondial când Hitler n-a știut să oprească. Când așa nu ataca și Polonia, ea n-a mai avut ce face, gata. Adică, ăsta a luat Crimea, Ucraina. Cine se ducă acum în război pentru că nu te poți baza pe ăla? Și chiar te enervează. Bă, tu vrei să stai acum liniștit, să ieși în pandemie și ăla vine unul ăla, Zelenski, ăla care n-are nicio treabă cu democrație. Cum se intre Ucraina în NATO? Păi de-aia n-au stat de drept. Cum să zic? Uitați-vă ce ne face comunității românești de acolo, da. Bun. Deci asta este. Când vom vedea rezultatele, nu știu, timp. Sigur este că Biden a vrut să arate, era și o chestiune internă, că rezistă cu avionul, că mă rog, a făcut niște gafe. Bun. Al doilea eveniment este debarcarea doamnei Renate Weber. Am fost și aseară la Cristache, a intervenit în lesenia, a spus că va fi debarcat. De ce? Nu are nimeni ceva cu ea, degeaba zice. Nu. Tilișcă, Ludovic Orban, și toți aia din Cioflingare și de la USR, plus aceia din coaliție guvernare și Chelemi Oconor, au nevoie de la avocatul poporului. Deci, hai să vă spun cum a fost. Avocatul poporului a fost o funcție foarte importantă în statul democratic. Adică el este statul democratic, nu al nostru. Nu are nicio. Statul democratic este verifică și adică e un echilibru, adică nu las pe președinte să semneze numai el procurorii pentru că intervine un CSM. Am presa care nu lasă, am parlament, adică puterile se controlează între ele, da? Noi nu se controlează nimic, controlează ea din păduri, serviciile, da. Bun. În aceste condiții, avocatul poporului are ca misiune să apere poporul, noi cetățenii, cum a fost în pandemie, de abuzurile puterii, da? Puterea, dacă e democrată, zice, da mă, negociem, ținem cont de avocatul poporului. Puterea lui Tilișcă, zis Ludovic Orban, fie numele binecuvântat de putere politică ăsta, nu-l mai vedem. Nu-l mai vedem pe Tilișcă. Adică după congres va fi istorie. Nu pot să spun că va fi la lada gunoi istoriei, pentru că ar însemna să meargă în sectorul 1 unde este foarte mult gunoi. Deci, sau poate să meargă, avem mult gunoi. La noi poate să, nu, se va muta în sectorul 1, deoarece în sectorul 1 este lada de gunoi a Bucureștiului și a României. O, gunoi. Peste tot, dacă mergeți acum, dacă sunteți din altă parte, nu vă sfătuiesc să mergeți prin acest sector, nici măcar în centru. Și noroc că plouă, că dacă ar fi și căldură, cred că are și niște șobolani din aia. De ce? Nu vrea una, Clotilde, uite, nu vrea ea. Și, uite că nu vrea. Mâine, poimine, o să vină Nicușor Dan, care o să zică, bă, de mâine nu mai mergeți până după ora 8 seara. Cum de ce? Uite că vreau eu. Și ce-i faci? Că vrea el. Dă ordine poliției locale. Bun. Și a venit o doamnă Renate Weber, care și-a luat în... Deci acest post era un post de sinecură. Adică trimitea pe unul acolo, cum ești pe la curtea de conturi, salariu mare, mașină mare, bun. Ea, care venea din societatea civilă și a fost și reprezentantă, șefa delegației Uniunii Europene în țările Americii Latine la alegeri, de-aia am și să seară că poate scrie memoriile, extraordinar a fost.
devenise o vedetă. Nu știu, Brazilia, cred că prin Brazilia, prin Peru, nu mai zic. Că a spus într-un interviu. Și s-a luat în serios. Și a venit pandemia. În pandemie și-a vrut să ne calce în picioare, mă țineți minte? Bun. Chiar și ei recunosc. Și a venit avocatul poporului care a făcut sesizare la Curtea Constituțională. Ce vor ei? Să nu mai fie unul care să-i deranjeze pe ei când fură, când râgâie, când se întoarce pe partea aia, când transpiră. Că ăștia sunt ei, politruci. Pentru că pentru mine, proclam încă o dată, politicianul nu se bucură decât de prezumția de vinovăție. Eu din start îl consider pe un politician, după lunga mea experiență de gazetar, de un ticălos prin definiție. Sigur, e în stare de orice ca să se gheftuiască, să-și aranjeze familia, să se aranjeze, să tot când pleacă din demnitari, pleacă cu bani, deși întrebi. Pentru putere sunt în stare de orice și fiind în stare de orice, inclusiv să-și vândă mama la tarabă, la obor, împreună cu micii și cu vaccinarea, eu consider că au prezumția de vinovăție. Când unul din ei este cât de cât moral și corect, atunci mă mir. Dar eu din start e ticălos. Când jurnaliștii eu devin politicieni, îi tratez ca pe politicieni, nu ca pe jurnaliști. Adică prezumția de vinovăție. Vinovăție în sensul că sunt în stare de orice. Și atunci, avocatul poporului avea o chestie, e singura instituție care are dreptul să conteste la CCR ordonanțe de urgență. Ăștia au de gând să guverneze numai cu ordonanțe de urgență. Și dacă își pun omul lor, dacă rămânea Renate Weber, dacă ăștia erau niște democrați, mă rog, cătilișcă e, el nu e democrat, el e un șmecheraj în ăsta care se învârte într-un picior, toarnă în pahare, aranjează, uitați-vă și la ce spune el acum. Deci măcar ăștia, gruparea reformistă, mă, vine cu o idee să reînnoim partidul. Care mă la el? La el, singura lui strategie este voi sta de vorbă cu primare. Șocă-șocă la urechi. Ați mai auzit vreodată vreo asemenea strategie? Dom'le, omul ăsta, cum să fie el președintele PNL? Pentru că normal era acum să vină cu o platformă, cu un grup, să spună. Eu am fost 4 ani șeful PNL, în timpul meu s-a făcut cu tare, cu tare, când voi, dacă voi fi din nou votat, propun partidul următorul proiect, nu știu, digitalizare, ce vreți, da? Energie verde. Nu. Îl întreb, domnule de Matale, ce vrei de la partidul ăsta? Ce vrei de la țara asta? Nu, nu am ce să spun, pe mine eu voi sta de vorbă cu fiecare delegat. Și ce îi spune, mă, fiecărui delegat? Că unii sunt, cum să zic, dacă ea ar fi o gagică, el Ludovic Orban, ar spune, bă, se apropie de urechea unui delegat, îi suflă în ureche, mă rog, suflă, și e un parfum, și îl înnebunește și ăla o votează de pătilișcă. Ce îi spune el? Uite, întrebare. Întrebarea numărul 1 acestei seri. Ce îi spune Ludovic Orban fiecărui delegat? Îi dă o bere, îi dă de băut, îi dă nuci. Ce îi spune? Că el nu ne-a spus până. El trebuia să spune, domnule, eu mă voi adresa partidului și fiecărui delegat, ce vă spune? Votează-mă pe mine pentru că la la la. Nu, el spune că va sta de vorbă. Cum adică va sta de vorbă pentru ce? Pot eu să spun că eu voi sta, de vorbă pentru ca să. Stă de vorbă. Și că voi vorbi cu fiecare delegat. Bun, și ce le spune fiecare delegat? Uite, o întrebare mai mare decât dacă cine a câștigat la întâlnirea între Putin și Biden. Ce îi spune? Deci vor fi 5.000, da? El va sta de vorbă cu fiecare delegat. Și ce va spune fiecare unul? Va spune același lucru? Te iubesc sau votează-mă că îți dau o bere? Va spune lucruri diferite, să înseamnă să aibă 5.000 de variante. Asta e deja, trebuie să ai un cap, cât globul, până une în capul lui. Și Tilișcă și-a făcut un scop. Sunt de pe Renate Weber, probabil că are niște combinații cu ungurul Kelemen Hunor, că vrea Kelemen Hunor, ei vor postul ăsta.
să le dea. Că de-aia e simplu. Pe de o parte vor să scape de Renata Vera, păi au nevoie de un post. Și zice, mă, pun pe acolo, pe la, ăștia de la, mă lasă la TVR și, de fapt, este un fel de împărțire. Normal era ca USR Plus, partidul, un alt fel de politică, să o apere pe Renata Weber. Păi cum să apere, că ei se uită și ei la ce ciolănași vor mai primi. Nu știu dacă am scăpat ceva din toată această trâncăneală. Mulțumesc, la revedere!